s-au reproșat unele probleme privind constituirea dosarului electronic la nivelul tribunalului și implicit al judecătorilor. Este vorba de acea scanare a documentelor din dosar, însă conform celor adoptate în hotărârea președinților de tribunale de la sfârșitul anului 2014, organizată la Tribunalul Municipiului București, cu participarea ministrului de atunci al Justiției, domnul Robert Cazanciuc, s-a dispus autonomia fiecare instanță, fiecărui tribunal în parte în ceea ce privește implementarea acestui proces de scanare în funcție de resursele disponibile, astfel încât Colegiul de Conducere al Tribunalului Caraș-Severin a luat decizia să scaneze doar documentele importante din dosar, chestiune de altfel comunicată și Curții de Apel Timișoara și aprobată printr-o hotărâre de colegiu recentă. Apoi s-au imputat unele așa zisere încălcări regulamentare, constând în imixtiunea Colegiului de Conducere al Tribunalului Caraș-Severin, pe care sigur îl conduc în calitate de președinte al instanței, în domeniul de competență al Colegiului de Conducere al Judecătoriei Reșița, în condițiile în care însă Colegiul de Conducere al Judecătoriei Reșița nu putea fi constituit atât din absența permanentă a membrului de drept, aproape un an judecătoria Reșița fiind lipsită de președinte, cât și datorită absenței temporare a membrilor aleși ai acelui colegiu de conducere. Practic, fără setul de măsuri adoptat de Colegiul de Conducere al Tribunalului Caraș-Severin, judecătoria Reșița n-ar fi putut funcționa din punct de vedere organizatoric și managerial. S-au reproșat unele chestiuni legate de întârzierea propunerii de numire a unui judecător în funcție de președinte al judecătoriei Oravița la sfârșitul anului 2013, începutul anului 2014, chestiune însă tranșată deja printr-o hotărâre anterioară a Consiliului Superior al Magistraturii. Hotărârea respectivă nu este definitivă și în consecință nu este nici executorie, nu poate fi pusă în aplicare, întrucât este supusă la două căi de atac, în primul rând contestație la plenul Consiliului Superior al Magistraturii, apoi, dacă și în această primă cale de atac se va insista în această decizie administrativă de revocare, vom exercita recurs la secția de contencios administrativ a Înaltei Curți de Casație și Justiție, abia după pronunțarea instanței de judecată propriu-zisă o hotărâre de acest tip administrativă privind cariera judecătorilor pronunțată de o secție din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, putând fi pusă în executare. Cu alte cuvinte, noi ne continuăm mandatele de președinte și vicepreședinte al Tribunalului Caraș-Severin, am și exercitat deja contestație împotriva secției pentru judecători, încă nu am motivat-o deoarece nu am primit motivarea hotărârii respective. Termenul este de 20 de zile de la pronunțare, de atunci urmând să curgă și termenul nostru pentru contestație, deci din momentul comunicării. Într-adevăr, în cursul săptămânii trecute, în ședința secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, s-a admis cu o majoritate foarte strânsă de voturi solicitarea Inspecției Judiciare de revocarea mea și a vicepreședintelui Tribunalului din funcțiile de conducere. Hotărârea respectivă nu este definitivă și, în consecință, nu este nici executorie, nu poate fi pusă în aplicare, întrucât este supusă la două căi de atac, în primul rând contestație la plenul Consiliului Superior al Magistraturii, apoi, dacă și în această primă cale de atac se va insista în această decizie administrativă de revocare, vom exercita recurs la secția de contencios administrativ a Înaltei Curți de Casație și Justiție, abia după pronunțarea instanței de judecată propriu-zisă o hotărâre de acest tip administrativă privind cariera judecătorilor pronunțată de o secție din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, putând fi pusă în executare. Cu alte cuvinte, noi ne continuăm mandatele de președinte și vicepreședinte al Tribunalului Caraș-Severin, am și exercitat deja contestație împotriva secției pentru judecători, încă nu am motivat-o deoarece nu am primit motivarea hotărârii respective. Termenul este de 20 de zile de la pronunțare, de atunci urmând să curgă și termenul nostru pentru contestație, deci din momentul comunicării.
Din punct de vedere substanțial, sigur că nu se pot face niciun fel de referiri la hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nedefinitivă și nemotivată în prezent, repet. Mă rezum să precizez că Inspecția Judiciară a sesizat secția cu privire la unele carențe pe care susține că le-ar fi constatate în activitatea managerială la nivel de vârf desfășurată la Tribunalul Cărășoveni și la instanțele arondate teritorial, în sensul obligației de coordonare de către președintele, vicepreședintele Tribunalului și a activității acelor instanțe. În concret și foarte sumar, mă rezum să vă spun că s-au reproșat unele probleme privind constituirea dosarului electronic la nivelul tribunalului și implicit al judecătorilor. Este vorba de acea scanare a documentelor din dosar, însă conform celor adoptate în hotărârea președinților de tribunale de la sfârșitul anului 2014, organizată la Tribunalul Municipului București, cu participarea ministrului de atunci al Justiției, domnul Robert Cazanciuc, s-a dispus autonomia fiecare instanță, fiecărui tribunal în parte în ceea ce privește implementarea acestui proces de scanare în funcție de resursele disponibile, astfel încât Colegiul de Conducere al Tribunalului Caraș-Severin a luat decizia să scaneze doar documentele importante din dosar, chestiune de altfel comunicată și Curții de Apel Timișoara și aprobată printr-o hotărâre de colegiu recentă. Apoi s-au imputat unele așa zise încălcări regulamentare, constând în imixtiunea Colegiului de Conducere al Tribunalului Caraș-Severin, pe care sigur îl conduc în calitate de președinte al instanței, în domeniul de competență al Colegiului de Conducere al Judecătoriei Reșița, în condițiile în care însă Colegiul de Conducere al Judecătoriei Reșița nu putea fi constituit atât din absența permanentă a membrului de drept, aproape un an judecătoria Reșița fiind lipsită de președinte, cât și datorită absenței temporare a membrilor aleși ai acelui colegiu de conducere. Practic, fără setul de măsuri adoptat de colegiul de conducere al Tribunalului Caraș-Severin, judecătoria Reșița n-ar fi putut funcționa din punct de vedere organizatoric și managerial. S-au reproșat unele chestiuni legate de întârzierea propunerii de numire a unui judecător în funcție de președinte al judecătoriei Oravița la sfârșitul anului 2013, începutul anului 2014, chestiune însă tranșată deja printr-o hotărâre anterioară a Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, s-au reproșat chestiuni legate de carențe în paza sediului instanței, în sensul că nu a fost verificat suficient de corespunzător personalul care trebuia să asigure închiderea unei porți într-o curte comună de acces. Sigur, noi am format obiecțiuni punctuale pe fiecare dintre aceste acuze argumentate pe bază de probe. Această procedură în fața secției de judecători nu este nicio procedură disciplinară, nicio procedură de judecată propriu-zisă, ci o procedură pur administrativă. În cazul în care vom fi nevoiți să recurgem la arbitrajul în altei curți de casație și justiție, desigur că se vor examina acuzele și apărările cu specific unei ședințe de judecată propriu-zisă. După cum v-am spus, decizia a fost contestată. Din punct de vedere al continuității, în momentul acesta nu există nicio sincopă la nivelul de management de vârf la Tribunalul Caraș-Severin. Cât mai aveți din mandat și cât ar dura toate contestațiile? Mandatul meu, al doilea mandat de președinte al Tribunalului Caraș-Severin, va expira la 1 ianuarie anul viitor. Mandatul doamnei vicepreședinte expira la 1 iulie anul viitor. Sigur, nu vrem să facem astfel de calcule, dar bineînțeles că, dată fiind în situația în care, sigur, nu ni se va admite contestația la plen, vom recurge la recurs către Înalta Curte de Casație și Justiție, sigur că, dat fiind specificul de termene pe care le acordă Înalta Curte, este de presupus că termenul sau, mă rog, procedura va fi ulterioară încheierii, cel puțin, mandatului de președinte al Tribunalului. Dar nu aceasta este chestiunea, nu analizăm din punct de vedere pragmatic, ci din punct de vedere etic și din punct de vedere al carierei în ultima instanță. Aș vrea să mai fac precizarea că la 1 ianuarie 2017 eu ating numărul maxim de mandate
în funcție de conducere. Am avut două mandate de vicepreședinte, urmează să închei al doilea mandat de președinte al tribunalului. Am fost, sau mă rog, voi fi la 1 ianuarie de aproximativ 11 ani la conducerea tribunalului Caraș-Severin. Este perioada prevăzută de maximă prevăzută de, mă rog, prin cumularea celor patru mandate, maximă prevăzută de regulament, de legile justiției, așa încât oricum după data de 1 ianuarie nu voi mai conduce în nicio circunstanță această instanță.